Cum stă Maramureșul în acest moment, în ceea ce privește șomajul? Rata șomajului în luna septembrie are o valoare de 1,67%. Este în ușoară creștere față de luna august, respectiv cu 0,02 puncte procentuale, astfel încât înregistrează o valoare de 1,67%. Nu este foarte mare, întreg trendul ratei șomajului în anul 2022 a avut o scădere ușoară, începând cu luna ianuarie, o ușoară creștere în lunile august și septembrie, aceste creșteri fiind determinate de înregistrarea absolvenților instituțiilor de învățământ, dar și de o categorie a șomerilor neîndemnizați care nu și-au găsit un loc de muncă, le-au expirat indemnizația de șomaj și s-au înregistrat în continuare în evidența noastră. În ceea ce privește numărul șomerilor, acesta este în jur de 3.314%, din care cea mai mare proporție o dețin șomerii neîndemnizați, de 2.270, cu o pondere de 68%, iar șomerii indemnizați sunt în număr de 1.044, iar ponderea lor în totalul șomerilor este de 32%. Din șomerii indemnizați fac parte și absolvenții instituțiilor de învățământ, care sunt aproximativ 300 de tineri înregistrați. Acestea, după cum bine am mai specificat în interviurile anterioare, beneficiază timp de 6 luni de o indemnizație de 250 de lei, în condițiile în care ei nu-și găsesc un loc de muncă după ce au absolvit instituțiile de învățământ superior. În ceea ce privește repartizarea pe grupă de vârstă, topul este ținut de șomerii tinerii sub 25 de ani, număr de 754, iar ponderea este 23%, urmat de o altă grupă vulnerabilă între 40-49 de ani, sunt acei șomeri care se angajează mai greu, preferă să stea o durată mai multă în șomaj și am observat că media lor de ședere în șomaj este undeva până la terminarea perioadei de șomaj 12 luni și de-abia începând cu luna a 9-a, 10-a, 11-a sunt interesați a-și căuta activ un loc de muncă. Bineînțeles că serviciile noastre de informare și consiliere profesională încearcă pe tot parcursul perioadei în care ei vin la viză să îi medieze și să-i motiveze pentru încadrarea unui loc de muncă. În genere reușim, cam 50% din ei se angajează în primele 6 luni. O altă grupă de vârstă vulnerabilă sunt cei peste 55 de ani, sunt în jur de 500 de persoane înregistrate, care de asemenea se înregistrează de-abia în luna 6-7 de ședere în șomaj. În ceea ce privește studiile, cea mai mare ponderă dețin șomerii fără studii, studii primare, gimnaziale, urmați de cei cu studii liceale, 28%, și cei cu studii profesionale, în procent de 28%. Șomerii cu studii superioare sunt în procent de doar 6%. Acest procent mic este dat de activarea lor foarte rapidă pe piața muncii și prin faptul că foarte mulți dintre ei își găsesc un loc de muncă încă din perioada studiilor universitare.